Se apropie cu pași repezi ziua de 6 decembrie, atunci când vom ieși din nou la vot. De această dată vom participa la alegerile parlamentare. Campania electorală va debuta pe 6 noiembrie și se va finaliza pe 5 decembrie. Astfel, până atunci, candidații și formațiunile politice participante au dreptul să-și exprime doleanțele și punctul de vedere pentru triumful lor în alegeri. Ne apropiem de ziua de 6 decembrie, zi în care vom ieși din nou la vot pentru a susține candidații la alegerile parlamentare de data aceasta. Astfel, în această perioadă, candidații au suficient timp la dispoziție pentru a-i convinge pe alegători să le acorde votul de încredere. Campania electorală va începe pe data de 6 noiembrie și se va desfășura până în data de 5 decembrie la ora 7 dimineața. Pe perioada campaniei electorale, atât candidații cât și formațiunile politice care participă la alegeri au dreptul să-și exprime în mod liber opiniile, însă mijloacele folosite la această activitate nu trebuie să contravină legii. Pentru ca aceste campanii să se desfășoare în armonie, competitorii trebuie să îndeplinească anumite reguli ca să nu încalce legea. De exemplu, aceștia trebuie să susțină un discurs care să nu instige la ură sau la discriminare. Cine nu respectă anumite reguli va fi sancționat cu amenzi cuprinse între 1.500 și 4.500 lei. Discursul pe care îl vor folosi candidații trebuie să nu instige la ură sau la discriminare, fie că vorbim de discriminare bazată pe religie, pe sex sau pe orice alte forme de intoleranță. În timpul campaniei electorale, primarii vor trebui să asigure spații speciale în care vor fi lipite afișele folosite către competitori. Legea stabilește și o dimensiune a acestui afiș, care nu poate să depășească 500 de mm pe o latură și 350 de mm pe o altă latură. În situația în care nu se respectă regulile privind afișajul electoral, fapta poate să constituie o contravenție, fiind stabilit o amendă în quantum de la 1.500 lei până la 4.500 lei.